Tu știi, mă, care e diferența între om și maimuță? Nu știu. Care? Maimuțele nu au buletin, mă. Regizor român de teatru și film, al cărui montări și pelicule au provocat mari controverse. Stil sarcastic și curajos, care vedea totul într-o manieră critică. Regimul comunist nu l-a vrut în țară, așa că l-a dat afară într-un mod elegant. L-a invitat să emigreze. Un om care lua în serios ceea ce făcea, care era pasiune pură. 9 noiembrie 1933 se naște Lucian Pintilie, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, ieșit de pe băncile facultății, începe imediat să monteze spectacole la Teatrul Bulandra din București. În 1974 pune în scenă Revizorul, intens discutat și apoi interzis de cenzură. Cel de-al doilea film al său, Reconstituirea, din anul 1968, devine un punct de referință în cariera și recunoașterea ulterioară a marelui regizor. Acesta prezintă povestea unui accident banal, o bătaie între doi tineri care se transformă într-o crimă. E implicată și miliția, așa că se provoacă o zarvă imensă și Nicolae Ceaușescu interzice filmul. Lovește-l în gură! Lovește-l în gură! Lovește-l în gură! Lovește-l în gură la cantină, la muzicuță! Hai, gata, du-te la parte, ține chestia asta! Dă-i-mă una! Dă-i-mă una, mă! Lovește-l, mă, așa! Slabi actori! După cele două scandaluri, Lucian Pintilie primește un pașaport și e invitat să plece din țară. Interdicția de a mai lucra la noi nu îl împiedică să își urmeze pasiunea. Lucrează în continuare, dar în diferite părți ale lumii. Până la urmă, s-a întors în țară. Moartea lui Ceaușescu a înviat munca lui Pintilie. A devenit director al studioului de creație cinematografică a Ministerului Culturii și a încurajat tineri regizori și actori să își urmeze visurile. Pintilie n-a apărut prea mult pe ecrane, dar din spatele lor s-a implicat activ în modelarea culturii. În afară de premiul Gobo pentru întreaga operă, nu a acceptat alte premii din partea românilor. Și cu acesta singur a plecat spre cer, acum, în 2018, în mai. Luna trecută, colegii și oamenii cu care Pintilie a lucrat l-au omagiat. Cuvintele încărcate de emoție au curs. Eu de el aveam nevoie în continuare. Mi-e dor. Mi-e dor de el. El știa să lucreze cu mine, știa să mă forțeze. Munceam, ne străduiam, trebuia să scoatem din noi cât mai mult. El ne forța să facem asta, spre binele nostru. Ce lasă Pintilie în urma lui sunt niște lucruri de neprețuit.